Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru weekend. Este weekendul schimbărilor pentru toată lumea, să știți. Este ca o resetare, aș spune, după energiile superbe care au fost în, în ziua de vineri. Cu siguranță fiecare a avut tot felul de experiențe la nivel energetic sau chiar experiențe fizice care mai de care mai plăcute, mai interesante. Ei, acest weekend vine, bineînțeles, cu o resetare. Da? Și avem puterea, nebunul și arcana majoră, echilibrul. Ei, uite, combinația asta, să știi că vorbește despre o nebunie totală, despre pasiune, despre plăcere. Chiar ziua de sâmbătă este bună să ne răsfățăm puțin, să facem acele lucruri care ne plac și, bineînțeles, să știți că în ziua de sâmbătă putem să vindecăm Anumite lucruri. În sfârșit, putem să avem curajul să facem acel lucru. Tot ziua de sâmbătă vine cu foarte multe eliberări, dar este și o zi în care ne putem găsi acea forță interioară. Acea forță interioară care, atunci când suntem pe drumul nostru, se manifestă la maxim. Se manifestă la maxim. Și ne întrebăm de unde avem atâta energie. Cum anume putem să facem un anumit lucru. Este o zi de sâmbătă foarte bună și pe dragoste pentru cei interesați. E bine să cunoașteți pe cineva sau să vă aruncați așa într-o relație nouă uh, pentru alții, cei care sunteți într-o relație de cuplu. Este o zi bună cu pasiune, dar este și o zi în care uite, se poate libera din cuplu acele tensiuni. Însă tensiunile alea se eliberează prin lucruri plăcute făcute împreună, prin pasiune, deci cred că înțelegeți la ce mă refer. Uh, să trăiți frumos și să trăiți intens. Chiar este o zi de sâmbătă absolut fantastică. Da? Apoi avem ziua de duminică cu eremitul și cu marele preot care deja vine cu foarte multă seriozitate. Deci eu o trecere așa foarte ciudată, deci este un schimb foarte mare de, de energie în acest weekend. Dacă sâmbătă bă, suntem dornici de distracție, să ne asumăm tot felul de lucruri, să facem tot felul de nebunii, ei, duminică sunt ceva mai cumpătați, mai liniștiți și să știți că ziua de duminică este foarte încărcată din punct de vedere energetic. Chiar ar fi bine să ne luăm un moment de pauză, să analizăm o situație, să conștientizăm anumite lucruri și de ce nu tot această zi de duminică este foarte bună pe studiu, pe analiză. Este o zi foarte puternică, aș spune eu, pe decizii serioase. Da? E ca și cum sâmbătă ne dăm seama că ne dorim să facem un anumit lucru sau uh, sâmbătă, să spun așa, suntem noi entuziasmați de o anumită situație, că ne vine cineva în vizită, că mergem undeva, că... Uh, este cineva care ne captează atenția sau că ne-am găsit nu știu ce pasiune. Pot fi și lucruri mărunte care să ne bucure din jurul nostru, însă, duminică este acel moment în care începem să și punem în practică lucrurile, să ne așezăm puțin. Chiar aș recomanda duminică, nu știu, pentru fiecare să mediteze, să stea puțin cu sine, da, să. Se rupă puțin de de lume, în general, duminică, să știți că se pot hotărâ foarte multe lucruri importante, putem să le hotărâm noi cu noi sau împreună cu ceilalți. Mi-e greu să cred că duminica lucrează foarte multă de lume, deși este o energie foarte bună, să știți, în ziua de duminică pentru a decide tot felul de lucruri și, în special, lucruri noi, chiar dacă suntem pe lună în, în scădere, da? Bun, cam atât în mare parte, și bineînțeles că ziua de sâmbătă vine așa cu o poftă nebună de odihnă, de liniște, de retragere. Veți vedea că oamenii sunt mai retrași, dar de sâmbătă seara începe acțiunea și, în general, în ziua de duminică, așa cum am spus, ne pot veni idei geniale, putem să dăm startul unor, unor noi situații în viața noastră foarte multă seriozitate. E interesant acest weekend, să știți, e un weekend cu foarte multă dualitate. Deci vedeți ce faceți cu energiile. Bun, cam atât în mare parte. Hai să vedem exact ce se întâmplă pentru fiecare zodie, așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. Sper să mă țină vocea până la capăt și eu mă simt puțin obosită. Au fost niște energii foarte faine vineri, încă sunt că eu vinerea cum filmez. Dar simt nevoia de odihnă, așa că dacă vocea mea mă mai lasă, îmi cer scuze, am niște apă lângă mine. Vedem ce facem, ducem filmarea până la capăt. Și începem cu zodia berbec, dragi berbeci, ziua de sâmbătă este foarte liniștită, foarte frumoasă pentru voi. Aveți parte de tot felul de surprize plăcute, vă puteți revedea cu rude sau vă puteți revedea cu niște persoane pe care nu le-ați mai văzut de mult, mult timp și de asemenea veți avea parte de tot felul de discuții profunde, intense, frumoase și vedeți și voi că este un weekend în care vă puteți rezolva foarte multe lucruri. De sâmbătă seara energia vă revine și chiar duminică sunteți într-o energie extrem de bună. Vă vin idei bune, aveți emoții puternice. Bun, 8 de spade pentru tine, 8 de spade, 8 de monede. Foarte interesant. Deci este uh, un weekend pentru tine în care, uite, ești aici blocat, da, cu niște activități. Ai de făcut ceva, pur și simplu. Și te cam blochează. Însă, văd o bucurie pe care o ai, un succes, o victorie. Poți să mergi într-un loc cunoscut, da? îndrăgostiții, o legătură cu Zodia Gemen, dar și o decizie importantă pe care tu o iei în acest weekend. Mai văd aici o atracție pe care o simți față de cineva, dar unii e ca și cum aveți o responsabilitate într-un cuplu sau vă simțiți blocați atunci când vine vorba de a comunica cu cineva sau de a lua legătura cu o anumită persoană. Ultima carte, 10 de monede, familia și casa sunt importante pentru tine și văd că Vei merge într-un grup mai mare de oameni în acest weekend sau, pentru alți bărbeci. treaba asta cu grupul mare de oameni, să știți că poate să însemne și un loc mai aglomerat, da? din oraș, din sat, din locul în care te afli tu. E ca o mică mare petrecere aici. Da? O bucurie pe care o ai legată de bani, iar bărbecii care aveți blocaje în relații, vedeți că weekendul ăsta puteți să ieșiți de acolo. Zodia Taur. Dragi Tauri, pentru voi este un weekend foarte frumos. În primul rând, ziua de sâmbătă e foarte bună să ieșiți cu prietenii, să vă întâlniți cu persoanele dragi vouă și tot ziua de sâmbătă este foarte bună pentru voi pe zona aceasta de online. Deci puteți să stați să vă uitați la un film sau să învățați ceva, să vă întâlniți cu prietenii și chiar ziua de sâmbătă te găsește cu niște surprize extrem de plăcute pe care le ai din partea celorlalți. Se întâmplă acolo o mică mare minune pentru tine, dar bine că sâmbătă seara este un moment superb pentru studiu, pentru călătorii îndepărtate, pentru soluții pe care tu le cauți de ceva timp legate de parteneriate, de relații, de clienți, poate. Um, văd o legătură aici cu o persoană care se află la distanță de tine, deci poate îți vine cineva în vizită sau mergi tu undeva, al tauri pur și simplu intrați în contact printr-un apel telefonic, printr-un mesaj cu o persoană care se află la drum de voi, adică într-o altă țară, într-un alt oraș și. Uh, undeva de sâmbătă seara deja vă simțiți obosiți și ar fi bine să vă odihniți pentru că noaptea aia de sâmbătă spre duminică, dacă vă puneți la somn de vreme, credeți-mă că o să vă odihniți cât pentru toată săptămâna și o să fiți fresh. Uh, ziua de duminică, în schimb, vă găsește destul de uh, somnoroși, nu prea aveți voi chef de multe lucruri, ori vă vine un cuplu în vizită, ori e ceva legat de relația voastră, de un cuplu din anturajul vostru, e ceva acolo ce nu vă place, iar pentru taurii singuri vedeți că trecutul ăsta bate la ușă. Ziua de duminică. Aveți mari surprize acolo. Hai să vedem. Dragi tauri, ce faceți voi? Șase de bâte, cavalerul de băte, o bucurie pentru tine, e ceva ce te entuziasmează foarte, foarte tare, chiar să știi că este un weekend în care îi vei surprinde pe ceilalți cu reacțiile pe care le ai, dar văd aici și o bucurie în legătură cu o persoană mai tânără, poate să fie o persoană energică, plină de viață, cineva care face sport și o persoană care îi place să se aventureze foarte mult. Da? E ceva legat de un suflet pereche, de o împăcare sau de o relație. Hm. 5 de cupe uite ceva așa nu-ți place, te uiți spre trecut. este și o perioadă în care poți să faci pace cu trecutul ăsta, să știi și chiar poți să rezolvi diferite situații. Ultima carte regele de spade, o conexiune cu o zodie de aer gemeni balanță vărsător. Dar este și un weekend în care să faci niște strategii acolo vezi că sunt așa și niște zile în care mai afli și despre niște intenții pe care niște oameni din jurul tău le au în legătură cu tine și îți vei pune așa tot felul de semne de întrebare. Sfatul e să stai puțin în spate, să analizezi situația și să spun de de marți încolo să te apuci de treabă. Momentan stai acolo și analizează. E ca și cum pentru asta tauri se stinge aici un foc, se stinge un entuziasm, ceva se întâmplă. Cineva e ca și cum s-a schimbat deodată față de voi, da? câteva zile a fost ok și apoi deodată, pac, se schimbă povestea. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, sâmbătă ieșiți și țin evidență oriunde v-ați afla pe planeta asta, toată lumea vă aplaudă, sunteți bine susținuți. Și să știți că toți ziua de sâmbătă vine pentru voi cu niște surprize destul de drăguțe și fiți puțin atenți ce visați sâmbătă dimineață, ce se întâmplă în jurul vostru, pentru că știți cum aveți o inteligență emoțională absolut fantastică în acest weekend și e păcat să nu profitați de ea. Văd aici niște discuții pe care le poți avea sâmbătă cu o persoană importantă din viața ta. Și acum, că e șeful, că e un părinte, că e partenerul de viață, e cineva acolo și uh, uite, undeva sâmbătă seara e un moment magic pentru tine, te simți așa la înălțime, te simți invincibil, iar unii gemeni poate aveți niște responsabilități pe care e nevoie să le duceți. Uh, vă asumați ceva mare sâmbătă seara sau vă faceți gânduri mari tot sâmbătă seara la un moment dat deja atenția voastră cade pe viitor, planuri de viitor pe care vi le faceți în gând, ieșiți cu prietenii, ieșiți în grupuri mai mari de oameni și ziua de duminică vine la pachet cu un moment în care Viitorul unei relații începe să fie așa destul de Încercat din punctul tău de vedere sau uite este ceva legat de un cuplu din jurul tău Care îți cam strică planurile de viitor sau care nu știu îți fac tot felul de surprize de, de, de tot felul Și nu prea ți se par ok um, Atenție puțin în ziua de 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 duminică acum dragi gemeni dacă e ceva ce V-ar putea scoate din zona de confort privind un parteneriat, o relație, chiar dacă e duminică tot înainte. Doi de cupe pentru tine și șase de bâte, o bucurie mare legată de o relație da interesant să știți că aceste cuadraturi de multe ori nu sunt chiar atât de negative. Da? O, să, o să discutăm, probabil anumite chestii pur și simplu e ceva ce ne scoate din zona de confort, dacă noi acționăm, credeți mă că ne împing cuadraturile alea sus de tot eu n-am experimentat de multe ori chestia asta, deci nu vorbesc din cărți și am și văzut în jurul meu chestii. ceva legat și pentru tine de un suflet pereche de o relație, da, să știți că na cu Juno acolo prin rac, suntem destul de emoționați. Apoi împărăteasa o conexiune cu zodia taur sau zodia balanță. Deci, dragi gemeni, vă simțiți bine în acest weekend, vă răsfățați, poate mâncați ceva bun, mergeți într-un loc mai scump, mai diferit și, de asemenea, văd o bucurie pe care o ai din partea unei femei sau din partea unei persoane importante din viața ta. Nouă de monede, ți intră niște bani sau este un weekend în care îți crește foarte mult încrederea în tine, te simți invincibil și alta nimic. Tot nouă de monede, să știi că poate să vină și cu o sumă de bani pe care o primești sau pe care o dai, nu știu, pentru a cumpăra ceva sau știu eu ce faci tu. Chiar un weekend absolut superb, dragi gemeni, tot înainte, ieșiți dintr-un blocaj și, repet, fie o femeie vă ajută, dar e o femeie puternică, fie femeia asta are bani, fie este o femeie stabilă, cu încredere în ea, sigură, tot înainte. Distracție plăcută, vă spun vouă, că veți avea cu siguranță chef de distracție. Da? Și eu tot ascendem pe gemeni, am, dar ideea e că Uh, nu știu, momentan n-am energie, poate reușesc să mă odihnesc vineri seară Zodia Rac, uh, dragi raci, uh, pentru voi este un weekend superb E efectiv superb, pentru că aveți o intuiție absolut fantastică în acest weekend. De dimineață vă treziți cu niște surprize plăcute din partea unui prieten sau vă treziți cu un apel telefonic, o invitație undeva. Și uh, undeva sâmbătă seara, știți cum, simțiți așa că plutiți, în legătură cu o relație, în legătură cu o veste pe care o primiți. Și când spun relație, dragi, raci, mă refer și la relația cu un copil, la relația cu persoanele dragi voa, la relația cu clienții dacă lucrați cu parteneri de afaceri, da. depinde ce faceți voi acolo. Și uh, undeva sâmbătă seara, vezi că încep să ieși foarte mult în evidență, începi să te simți bine, vrei să te afirmi și tu uh, și lucrurile să știi că se, se desfășoară mult mai liniștit în viața ta. Uh, Duminică, da, duminică, vezi că pot apărea mici-mari conflicte legate de relația cu persoanele importante din viața ta, sau pot apărea anumite conflicte în legătură cu o relație oficială pe care o ai. Uh, relația cu un părinte, relația cu partenerul de viață, pentru cei care uh, vă aflați într-un parteneriat. Hai să vedem, dragi raci. Cu actele nu cred că aveți voi legătură duminică, dar dacă apar discuții sau dacă e nevoie să căutați niște acte, vedeți că e mai dificilă poveste acolo. Fie le găsiți greu, fie stați și voi în pat liniștit și deodată vă sună telefonul că mătușa are nevoie de un act, că nu știu cine de la muncă vrea să pregătești, nu știu ce chestie pentru a doua zi. Bun, temperanța și șapte de bâte, o conexiune cu un săgetător, șapte de bâte aici să știi că spune despre faptul că tu vei lua atitudine în acest weekend și vei reuși să vindești ceva pentru sufletul tău. De asemenea, văd că vei încerca să-i temperezi pe ceilalți, vei încerca să-i liniștești, da? Doi de monede și te vei împărți între două direcții, două situații, doi prieteni sau... Uh, pentru alții dintre voi vedeți că pot apărea niște cheltuieli în acest weekend, dar nu sunt negative. Ultima carte, Spânzuratul, o conexiune cu Zodia Pești, este un moment în care încep să vezi o situație dintr-o altă perspectivă și tot Spânzuratul ăsta vorbește despre un weekend foarte bun în care ai ocazia să vezi o ieșire dintr-un blocaj, dintr-o situație. Dar vezi tu, este important să vezi lucrurile diferit. Multă, multă dualitate aici, nu știu de ce. Multă dualitate. Zodia leu. Un weekend puțin aglomerat pentru tine, cel puțin ziua de sâmbătă, e puțin aglomerată. Poate ai niște activități de făcut, chiar sâmbătă de dimineață te trezești cu tot felul de surprize și de asemenea Vezi că tot sâmbătă ai de făcut niște drumuri, te pregătești pentru ceva anume și bineînțeles că sâmbătă seara ai foarte multe activități de făcut sau și când spun activități, pot fi chestiuni în casă pe care le-ai de rezolvat. Poate lucrezi și acolo ești solicitat, însă sfatul aici este să nu exagerezi totuși cu energia aceasta și să nu te lași influențat de tot felul de situații. De sâmbătă seara lucrurile se rezolvă, deja ești cu mintea în altă țară, deja faci, un, faci un drum lung sau te pregătești pentru așa ceva. Tot începând cu sâmbătă seara te concentrezi mult pe studii superioare, pe uh, relația cu profesorii, cu mentorii, deci ai tu acolo ceva de făcut, investighezi ceva. La fel este și duminică, doar că, vezi tu, duminică vei avea parte de o reacție surprinzătoare. Da? Din partea unui cuplu sau a fi un secret în legătură cu relația ta în legătură cu un parteneriat, cu niște acte. Hai să vedem. Repet, sper să mă țină vocea. 4 patru de bâte, regele de cupe. Uite, poate ai și o victorie. Uite, pe neașteptate ceva se rezolvă. Văd o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Însă, pentru unii lei, văd că reușiți să rezolvați o problemă veche, fie o problemă de sănătate, fie pentru alții reușiți să rezolvați ceva important pentru sufletul vostru. Poate este ceva legat de o rudă. Luna, o conexiune cu Zodia Rac din nou sau Zodia Pești, dar Luna aici să știi că mai vorbești foarte clar și despre... Um, un moment în care ai foarte multă intuiție. Să știi că acest weekend E super pentru tine, ai o intuiție și ai niște conștientizări fantastice. Apoi, ultima carte, Eremitul, o conexiune cu Zodia Fecioară. Este clar că, în special duminică, lucrurile se mai liniștesc pentru tine și începi să vezi mult mai clar tot ceea ce este în jurul tău studiezi ceva, analizezi o situație. E ca un moment de maturizare pentru tine, dacă vrei acest weekend și văd aici o legătură cu o persoană înțeleaptă, o persoană retrasă sau este vorba despre o persoană mai în vârstă, un profesor, un mentor care te-ar putea ajuta. Sau poate tu te gândești așa serios să o faci pe profesorul, pe mentorul pentru cineva anume. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, Ziua de sâmbătă vă găsește foarte concentrați pe relații, intrați în contact cu foarte mulți oameni și tot ziua de sâmbătă vine la pachet cu tot felul de surprize plăcute. Te poți întâlni cu prietenii sau poți să ieși undeva într-un grup mai mare de oameni, vei comunica foarte mult cu cineva despre viitorul unei relații sau despre viitorul unei situații și undeva sâmbătă seara văd aici că e un moment așa magic pentru tine privind un parteneriat. Da? E ceva atât de frumos încât nu-ți vine să crezi. Uite, sâmbătă seara este bine să te vezi cu persoana iubită, să încerci să cunoști pe cineva, să ieși în lume și tot sâmbătă seara este bine să faci tot felul de activități pentru sufletul tău. Însă, tot de sâmbătă seara deja lucrurile se, se aglomerează puțin pentru tine, adică treci așa prin niște zile în care vei avea foarte multe activități de făcut, vei avea foarte multă intuiție, dar este important de menționat faptul că va fi nevoie da, să faci față cu brio unor anumite situații care apar pe neprevăzut. Însă, tot în acest weekend, mai exact duminică, vezi că apar acolo niște tensiuni privind viitorul unei relații, privind viitorul unui contract, viitorul unui parteneriat, ceva acolo nu-i chiar atât de în regulă, însă Partea bună a lucrurilor este că dacă ești o fecioară singură, vezi, ieși prin lume, vezi ce faci pe acolo, pentru că cine știe, cineva îți poate atrage atenția. Pentru tine e o perioadă în care iubirea stă pe internet, prin grupuri mari de oameni, deci vezi ce faci pe acolo. Hai să vedem, dragi fecioare, Cavalerul de băte, avem aici și justiția, o conexiune cu zodia balanță pentru unii dintre voi. Uite, e o veste aici care te va surprinde destul de mult. Poate să fie o veste legată de niște acte sau o veste legată de o relație importantă din viața ta. Apoi avem cavalerul de băte, mult entuziasm, foarte multă pasiune și dragi fecioare, vedeți că este așa și un moment în care parcă vă bucurați foarte mult în legătură cu o relație, în legătură cu niște acte, vă bucurați foarte mult pentru că ceva se clarifică. Apoi tonul, o conexiune cu zodia rac, dar și un drum pe care îl faci sau o persoană care vine către tine, vă dă o bucurie mare pentru sufletul tău. Ultima carte, șapte de bâte, așa cum spuneam, apar și mici mari provocări și este un moment în care fie încerci să te lupți cu cineva sau încerci să convingi o persoană de un anumit lucru în acest weekend. Pot fi chestiuni legate de acte sau de ideea aceasta de dreptate. Dacă spui, domnule, nu e drept, nu e corect, nu e nu știu cum. Acum, da, cu aceste cărți, în mare parte, eu zic că e un weekend foarte interesant pentru tine, intens, frumos, așa că tot înainte. Zodia Balanță Dragi balanțe, pentru voi ziua de sâmbătă vine cu multe activități. Fie sunt activități de rutină zilnică, chestiuni banale, alții vedeți că veți o surpriză foarte interesantă privind o afacere chiar de dimineață, privind un loc de muncă, dacă ești și lucrați și tot sâmbătă dimineață poți să fii surprins, plăcut da? de către un copil, de către persoana iubită sau de către o persoană dragăție. Foarte interesant până aici. Apoi, toți ziua de sâmbătă este foarte bună pentru tine să-ți rezolvi niște chestiuni legate de muncă, legate de. Uh, niște acte, poate chiar ceva legat de un drum important. Deci se întâmplă lucruri frumoase și bineînțeles că undeva sâmbătă seara cu siguranță este un moment în care mai ai niște chestiuni de făcut pentru casă, pentru familie sau poate sunt lucruri pe care le-ai amânat din diferite motive și uite că acum ai ocazia să le rezolvi. Nu știu cât de mult îți ție capul la distracții în ziua de sâmbătă, dar este un moment bun pentru tine. Uh, sâmbătă seara deja atenția e pe relații. Da? e pe relații. Însă, tare tind eu să cred că cei mai mulți dintre voi ați trecut printr-o perioadă în care Quadratura aia dintre Venus și Uranus cu siguranță v-a dat așa un șut destul de mare, nu neapărat într-un sens negativ. Da? Fie v-a împins de la spate să acționați într-un anumit mod, fie s-a întâmplat ceva în viața voastră care v-a determinat să acționați. Și poate s-a întâmplat ceva frumos, nu știu că na, da, quadratura asta poate să însemne orice, da? și o rupere bruscă și o relație care se naște brusc și tot felul de chestiuni. E și Lilith pe acolo, de asta spun eu. Și spun lucrurile astea pentru că, uite, undeva de sâmbătă seara, luna se mută în, în berbec și pentru tine e pe o casă a relațiilor cu ceilalți, casa a șaptea. Și te concentrezi foarte mult pe relații, te concentrezi foarte mult pe ceilalți, pe partenerul de viață pe relația cu clienții, relația cu partenerii de afaceri, relația cu acele persoane pe care știi sigur că nu le suport și nici ele nu te suportă, dar ai aia e împărțit același birou sau împărțiți, știu eu, aceeași curte. Depinde de fiecare. Ziua de duminică, în schimb, vine pentru tine cu un mic, mare avertisment și anume, uite, e bine să fii puțin atent pe relația cu autoritățile sau să fii puțin atent atunci când vine vorba de o relație oficială din viața ta, pentru că acolo pot apărea anumite chestiuni. Unii pur și simplu simțiți așa ca o tensiune la nivel emoțional și spuneți uite trebuie să schimb, trebuie să ies din relația asta că e toxică, trebuie să găsesc pe cineva, trebuie să fac ceva. Iar dacă ești și lucrați duminică, fiți atenți pe acte, vedeți ce semnați, ce faceți, încercați să fiți atenți. Chiar o perioadă în care aveți parte de tot felul de surprize din acestea plăcute legate de relații. Se întâmplă totul așa rapid, peste noapte. Hai să vedem, dragi balanțe, ce trebuie să știți voi. 5 de spade, avem aici asul de cupe. Senzația așa de căldură, de pasiune, dar în același timp de compromis, în același timp de Nedreptate, că 5 de spade vorbește despre o persoană care își urmărește interesul. Da? Pentru că, uitați, unii vă aflați aici într-un blocaj, că tot stați și cântăriți ceva aici. Da. Tot stați și cântăriți ceva. Ia să vedem. Nebunul. Wow. O surpriză pe care o aveți, dragi balanțe, o conexiune cu un copil, cu o nouă persoană, dar uite, poate să fie și ceva avantgardist care apare în viața voastră sau niște idei geniale care vă vin. Însă, cu asul ăsta de cupe, credeți-mă că sunt niște emoții așa. Intense până la cer și înapoi pot fi pozitive pentru cei mai mulți e ca și cum se întâmplă ceva pe neașteptate și, cu siguranță, ieșiți din starea aceasta de blocaj aici. Da? Ultima carte împăratul o conexiune cu zodia berbec, dar văd aici și o atitudine fermă pe care o iei în legătură cu o situație, deci îți dai seama că undeva e nevoie să acționezi. Tot împăratul vorbește despre o conexiune cu o persoană cu autoritate în viața ta și anume tatăl, șeful, partenerul de viață. Însă vezi că poate să fie și energia ta în toată această situație și să spui gata iau atitudine, gata iau hotărâre. Da? E o hotărâre de a lăsa ceva în urmă, de a face pace cu trecutul. și de a te îndrepta către bani, către stabilitate. Da? Multe surprize pentru voi care vă vor ocupa weekendul. Deci dacă v-ați propus, v-am zis să vă odihniți sau să faceți, știu eu, nu știu ce chestii, wow, nu știu cât de mult reușiți. Zodia Scorpion. Dragi Scorpioni, hai că pentru voi este un weekend așa drăguț. Ziua de sâmbătă e foarte bună. De dimineață aveți o surpriză foarte plăcută din partea partenerului, din partea unei persoane din trecut, ceva acolo se liniștește sau o surpriză plăcută din partea unei persoane din familie. Tot ziua de sâmbătă este foarte bună pe călătorii da? sau pe drumuri, drumuri scurte și este o zi foarte bună să mergi undeva să te relaxezi. Chiar ar fi superb să faci asta, și undeva sâmbătă seara, cu siguranță îți vin niște musafiri în vizită sau mergi tu undeva, ai niște discuții acolo intense, frumoase, plăcute, și undeva sâmbătă seara deja ești preocupat de muncă, deja te ocupi de sănătate, deja ai tu acolo o rutină zilnică pe care e nevoie să o îndeplinești. Și bineînțeles că ziua de duminică poate să vină pentru tine și cu un moment în care pot apărea niște conflicte legate de. O călătorie împreună cu cineva, niște conflicte legate de acte, poate să fie ceva, uh, o tensiune acolo legată de um, viziunea ta asupra unei relații și practic, da, care e pe acolo. Nebunul 8 de băte wow, tot a ieșit nebunul ăsta pe la, pe la mai multe zodii. Deci, cu adevărat, este un weekend cu surprize mari. Oricum este și energia generală pentru sâmbătă, așa că să ne așteptăm la chestiuni interesante. Foarte multă energie văd aici, deci vei avea o energie foarte mare în acest weekend și ar fi bine să o consumi într-un mod pozitiv, dar văd și o nouă atracție care apare la orizont pentru tine sau pentru alții dintre voi poate să fie vorba despre o surpriză plăcută pe care o aveți. Faceți un drum rapid da? Apoi, asul de cupe. Foarte interesant. Asul de cupe vorbește despre o bucurie, despre o veste bună, despre liniște, despre pace, dar văd și pentru tine foarte mari emoții în acest weekend. Spânzuratul, ultima carte, spânzuratul vorbește despre o legătură cu Zodia Pești, dar și un moment în care încep să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Uite, ar fi bine să nu te arunci chiar așa cu capul înainte, prin tot felul de situații cu siguranță treci printr-o perioadă în care în relațiile tale sunt tot felul de conflicte. da, aia e viața, momentan nodurile mai stau pe acolo. Uh, și așa cum am mai spus și la alte zodii, vezi că ce n-ai făcut în ultimii ani, da, în ultimul un an, jumătate, cam așa, acum, da, se, acum are loc în viața ta, acum se petrece chestia asta. Și e de bine. Da? Zodia, săgetător, dragi săgetători, ziua de sâmbătă vă găsește foarte concentrați pe casă și pe familie, chiar de dimineață apar niște activități neprevăzute, dar nu negative, frumoase Niște musafiri care vă vin în vizită, văd aici, sau niște drumuri pe care le aveți de făcut pentru a rezolva ceva legat de casă, ceva legat de viața voastră privată și tot sâmbătă, seara, este un moment așa de apogeu pentru tine din punct de vedere emoțional, dar și spiritual. Îți vin niște idei faine, dar faci foarte mult contact și cu trecutul. Fie la propriu, da, te întâlnești cu oameni pe care nu i-ai mai văzut de mult timp, fie pentru alții discutăm despre uh, amintiri așa care vă vin acolo în minte. Nu negative, vă amintiți cum era în copilărie, cum era acum, nu știu cât timp, da ceva de genul acesta vă amintiți de persoane care nu mai sunt printre noi discutați. Chestii de genul um, Tot sâmbătă uite sâmbătă seara faci niște cumpărături pentru casă sau. Îți vin niște persoane în vizită te simți bine acolo, ești apreciat și de undeva de sâmbătă seara, gata, luna se mută în berbec și uite, se deschide așa o perioadă de câteva zile în care poți să te distrezi, poți să faci ceea ce ți place. Uh, poate, știu eu, uh, să fie un weekend și în special ziua de duminică, un moment în care te simți bine, vrei să cunoști pe cineva sau ieși cu prietenii, faci niște activități care îți plac, poate activități aparent banale, repet, deci nu este ceva wow. Și tot duminică, atenție puțin pe anumite conflicte care pot apărea în relația cu partenerul sau, în general, într-un contract, într-o înțelegere pe care o ai făcută. Știi de ce? Pentru că. Este o perioadă așa pentru tine în care e nevoie să faci schimbări, fie că îți place, fie că nu. O relație trece prin niște schimbări foarte mari și acolo pot fi lupte de orgolii, pot fi gelozii, dar pentru alți săgetători, dacă vreți ceva frumos duminică, stați acolo cu partenerul, distrați-vă, faceți lucruri plăcute împreună, luați și vă simțiți bine, trăiți momentul ca să evitați cearta, de asta spun, sau să evitați tensiunea, că sunt și soluții, acum fiecare face ce vrea cu energiile astea. Ele sunt frumoase, nu au niciun interes să ne facă rău, dar ne apasă niște butoane acolo și e dificil. Uh, opt de băte pentru tine, Magicianul. Cineva își pregătește aici un discurs foarte, foarte bine pus la punct, dar poate să fie și un weekend în care vei afla tot felul de lucruri, se va comunica foarte mult. Uite, e ceva legat de un drum îndepărtat pe care cineva îl face către tine sau te contactează o persoană care este în altă țară, în alt oraș, deci intri în contact cu tot felul de oameni. Apoi, avem turnul aici care reprezintă o rupere, care reprezintă o schimbare, dar și o veste care te surprinde foarte, foarte mult. Ultima carte, 9 de monede, dar uite că este ceva pozitiv, pentru că văd aici niște bani care ți intră în urma acestui turn, în urma acestei vești fulger care vine către tine, tu te vei simți eliberat, te vei simți mai bine, te vei simți mai încrezător în forțele proprii. Da? Turnul ăsta, uite, poate să vină cu o dragoste fulger. Repet, nu că îmi place mie neapărat să vorbesc de dragoste, știți că nu sunt genul, dar... Uh, Că îmi place să văd viața chiar așa cum e, că nu e doar din dragoste compusă viața. Dar știți cum? E, e o perioadă pe cer și e vara asta în general. Despre asta e, despre relații. Mai intră și axa nodurilor pe acolo. Deci vă dați seama. Vedeți ce faceți. Vedeți ce faceți că e de bine. Zodia Capricorn. Ziua de sâmbătă este foarte bună pentru tine să faci drumuri, să te întâlnești cu un copil, cu persoana iubită, să faci tot felul de activități împreună cu ceilalți și este un moment, așa sâmbătă, în care ai o intuiție absolut fantastică. Da? Pe de altă parte, poți să studiezi ceva, poți să înveți sau să mergi într-un loc sfânt, într-un într loc izolat, într-un loc frumos, iar undeva sâmbătă, mai spre seară, vezi că vei avea o putere de convingere absolut fantastică. Chiar te vei mira și pe tine sau vei lua atitudine că vrei să faci o plimbare scurtă sau vrei să discuți cu cineva la telefon sau fizic. De sâmbătă seara deja atenția ta este pe casă, pe familie, dar și pe trecut, iar duminică Uite, duminică pot fi niște conflicte acolo legate de Partenerul de viață, niște conflicte legate de un contract de niște acte, așa că încearcă să eviți chestiile astea pe cât de mult posibil. sa prima carte, o conexiune cu zodia taur sau zodia balanță pentru tine. Au ieșit mai multe cărți, le voi lua pe toate în considerare, avem și regina de spade, deci. Din nou, o conexiune cu zodia balanță sau gemeni, vărsători. Dragi Capricorni, aici sunteți voi foarte curioși în legătură cu o relație, în legătură cu o situație. Vreți să clarificați o poveste. Văd și niște bani care vă intră, da? dar și niște discuții aici cu o femeie sau cu niște femei din viața voastră. Wow, deci dacă era în timpul săptămânii, vă spuneam că aveți legătură cu niște instituții de stat, că au ieșit aici cărți de curte și astea, când se adună multe într-o citire, asta înseamnă. Da. Um. Uh, nici de spade trei de cupe, deci ceva nu-ți place aici. Privind o petrecere, o întâlnire. Când spun petrecere, mă refer și la o întâlnire cu niște prieteni pentru unii dintre voi. O bucurie mică pe care o aveți, dar uite, văd aici că până la urmă lucrurile sunt bune pentru voi. Da? E ca și cum cineva își trasează aici teritoriul și spune gata, până aici sunt eu, de aici încolo ești tu. Tot regina asta de monede te poate reprezenta pe tine și anume că de la teorie ajungi la practică în acest weekend și asta e ok. Asta e ok, mici, mari conflicte, repet, care apar în relațiile cu femeile, dar lucrurile se rezolvă zodia vărsător dragii mei vărsători pentru voi. Este un weekend foarte bun, în primul rând, sâmbătă. Aveți o surpriză foarte plăcută din partea cuiva sau voi faceți o surpriză cuiva. Se întâmplă ceva frumos acolo, văd de asemenea că sâmbătă undeva pe la amiază ai de făcut niște drumuri pentru a rezolva niște probleme legate de muncă sau chestiuni legate de rutină zilnică, unii poate chiar faceți un drum pentru a face niște cumpărături. Da? O activitate acolo pe care o faci împreună cu persoana iubită. Pe de altă parte, tot sâmbătă, seara, uite, e un moment fain. Vezi că îți vin niște idei absolut geniale legate de bani, legate de valoarea ta personală. Deci e ceva magic acolo în tine și e foarte bine să-ți asculți intuiția. Um, vezi ce consumi și cât consumi sâmbătă, seara. Fără prea multă cafea, fără prea multe lichide, fără, adică încearcă să te menții puțin cu picioarele aici pe pământ. Asta așa. Pe de altă parte, tot ziua de sâmbătă vine la pachet cu niște cheltuieli astea undeva spre seară Sau cu un moment în care mai ai tu niște conștientizări în legătură cu trecutul tău Sau se reiau niște discuții privind partenerul tău, privind o rudă da? Deci mai apar niște chestiuni, dar nu văd să fie ceva chiar negativ Chiar din contra, să știți că ziua de sâmbătă e în mare parte liniștită ei, sâmbătă seara deja încep să comunici foarte mult, deja vrei să faci drumuri scurte, vrei să intri în contact cu rudele, cu persoanele dragi ție și uite, ziua de duminică vine la pachet cu mici, mari tensiuni care pot apărea în legătură cu o activitate pe care o ai în comun cu partenerul de viață sau cu prietenul tău, prietena ta, mă rog. Pentru alții, tot ziua de duminică poate să vină cu mici, mari conflicte legate de rude. Iar dacă lucrați duminică, vedeți că ceva acolo nu e în regulă. Adică sunt niște persoane care vă apasă pe acolo niște butoane. Da? Unii e ca și cum aveți de învățat ceva, trebuie să studiați ceva, să faceți ceva și vă cam scoate din zona de confort, dar nu e ceva neapărat negativ. Hai să vedem, dragi vărsători. Da? ce faceți voi. Vedeți că pentru voi în perioada asta și puteți să și cunoașteți pe cineva pe la locul de muncă sau prin activitățile pe care le aveți de făcut. Hai să vedem. Pentru vărsător. Regina de monede și uh, regele de spade. Foarte interesant. Poate ai o conexiune cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Vede aici niște secrete pe care cineva le ține și pe care acum le poate exprima. De asemenea, este și un weekend în care ai tu acolo niște planuri foarte bine puse la punct și, -ți le, și ușor, ușor așa ți le șlefuiești, ți le așezi și de ce nu chiar urmează să le pui în practică. Văd o sumă de bani care îți poate intra da? sau unii poate aveți legătură cu um, Uh, o casă cu o sumă mare de bani sau mergeți într-un loc uh, mai scump. Justiția, o conexiune cu Zodia Balanță, dar și o decizie importantă pe care tu o iei în acest weekend. Ultima carte, Regina de Băte, avem aici o conexiune cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Și tu parcă ești aici într-o ședință de stat, da, acum da, nu știu, unii poate chiar lucrați în weekend, da, poate aveți activități, depinde cu ce vă ocupați. E ca o ședință aici de familie, între rude, între prieteni, stabiliți ceva, mergeți e, spre o anumită direcție, dar e ceva ce ți îți dă foarte mare speranță. E ca și cum ai stat, ai analizat, ai făcut planul, acum începi ușor, ușor să pui în practică și ce, ce să vezi în acest weekend, ai parte și de bucurie. Zodia Pești. Dragi Pești, prima zi e bună! Ziua de sâmbătă e superbă pentru voi. În primul rând, aveți parte de o surpriză foarte plăcută sâmbătă dimineața, privind o rudă, privind o persoană din anturajul vostru, poate visați ceva drăguț de dimineață. Și, de asemenea, tot sâmbătă, undeva pe la amiază, Poți să ai o conversație drăguță cu un copil, cu persoana iubită, poți să ai o negociere în legătură cu o afacere uh, sau cu partenerul tău, iar peștii singuri, vedeți ce faceți, ieșiți din casă că sunt șanse să apară cineva pe acolo. Și te-aș ruga să fii foarte atent, sâmbătă seara, vezi ce idei îți vin, vezi ce îți spune intuiția, fii foarte atent la tine în special pentru că Uh, știi cum sâmbătă vei avea o intuiție absolut fantastică sâmbătă seara, dar mai mult decât atât vei vedea viitorul, da, vei avea fleșuri legate de viitor mai mult decât atât. Uh, poți să studiezi ceva sau poți să-ți faci niște planuri. Și uite, sâmbătă seara, luna intră în berbec, adică deja se deschide o perioadă bună în care poți să primești reduceri, poți să primești bani, primești apreciere din partea celorlalți, vrei și tu să fii apreciat, să te afirmi, toate bune și frumoase. Dar, duminică, uh, atenție puțin uh, în relația cu partenerul, în relația cu un copil sau un cuplu foarte drag e posibil să-ți spună ceva sau să se întâmple ceva acolo care cumva să te scoate așa oarecum din zona de confort. Și fiți atenți pe afaceri, da? Vedeți, duminică luați și vă odihniți, lăsați afacerile deoparte cei care știți că uh, vă ocupați cu așa ceva. Dar în general să știți că duminica e o zi bună, nu e chiar atât de negativ povestea. poveste. Asul de spade, cavalerul de monede. Fătul plictiseală, și nu știu, cineva s-a plictisit, cineva a obosit de un conflict, de o agitație, E ceva ce te agită și parcă te faci așa să pășești încet, încet ca o pisică, asul de spade, o veste pe care o primești, dar văd aici și o decizie importantă pe care tu o iei. Vine o veste de la drum, uite nouă de cupe, o bucurie pentru tine nouă de cupe reprezintă pace, liniște, armonie, deci este un weekend foarte bun pentru sufletul tău trei de spade, ultima carte și, în sfârșit, să știi că reușești aici să faci pace cu ceva anume. Poate să fie ceva ce nu îți convine privind o persoană din jurul tău, poate o persoană de la muncă pentru alți pești. E o bucurie, dar pe de altă parte e și cu o mică durere acolo la pachet. Fiți puțin atenți și pe sănătate, da? Prea multă bucurie nu-i bună. Da, v-am mai zis eu. Dacă e o problemă la medic, că e cel mai sigur așa, cel puțin în perioada asta, până prin toamnă. După aia, gata, v -ați liniștit. Pot apărea niște cheltuieli, da? sau afli despre ceva legat de un drum, ceva legat de o mutare, de o relocare. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru acest weekend. Este weekendul schimbărilor pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă invit la previziunile pentru următoarea săptămână, pentru că sunt foarte multe evenimente. Se vor întâmpla multe, multe lucruri în următoarea săptămână, pentru că, așa cum am spus, Uh, urmează o lună nouă în rac, urmează schimbarea nodurilor lunare, urmează quadratura dintre uh, Pluto da, și nodurile lunare la grad exact pe axa relațiilor Mai mult decât atât, mai urmează și o poziție dintre Saturn și Marte Adică se întâmplă lucruri, dragilor, fără dar și poate din acest motiv zic că uh, ar fi bine, de ce nu, să ne deschidem schimbările Dacă ele oricum vin, cu sau fără voia noastră și vă invit și la previziunile pentru iulie dacă sunteți curioși să vedeți ce se întâmplă și spre final de iulie, că acolo sunt multe lucruri, iar pentru cei interesați să cunoască ce se întâmplă pentru fiecare zi în parte cu o săptămână înainte, de exemplu pentru săptămâna viitoare, vreți să știți în fiecare zi ce se întâmplă și vă și clarific și tot, vă aștept în comunitatea acestui canal, iar cei care doriți să vedeți și pentru iulie, da, la fel, fiecare eveniment îl iau, îl uh, povestesc acolo, vă aștept tot în comunitate. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc un weekend cât mai frumos!